O parte dintre brandurile internaționale nu au ajuns încă la noi, dar sunt destul de prezente de ceva timp în România. Din păcate, însă, există o diferență mare de prețuri între produsele din țara noastră și cele care sunt în străinătate. Deci, deși sunt aceleași haine și pantofi, la alții e mai ieftin decât la noi. Dacă ați fost în străinătate și vi s-a părut că hainele sunt mai ieftine, nu e doar o părere, ci o realitate. La îmbrăcăminte, prețurile din România, aflate la 86% din media Uniunii Europene, sunt mai mari decât în Spania, Cehia, Polonia, Bulgaria și Ungaria. Câteva din cauzele diferenței foarte mari de prețuri în cazul aceluiași produs sunt adaosul comercial, francizele, preferința pentru mărcile străine, prețurile mai mici din țara de origine, bătălia pe clienți dintre francizori și cei care au venit direct, succesul unui produs determină și el prețul. În România și prețurile la haine și produse din piele practicate de marea majoritate a magazinelor de lux sunt cu cel puțin 5% mai mari decât în aceleași unități din Milano sau Paris.